Câte s-au întâmplat între Vinerea Mare și duminică dimineața? A fost omorât în trup, dar a înviat în duh, în care s-a dus să rezolve toate problemele Tatălui. Iar duminica dimineața după înviere, când Maria i-a căzut la picioare, Domnul Iisus i-a spus: stai puțin, mai am încă un drum lung de făcut. S-a dus la Tatăl, a fost încoronat ca domn și rege la dreapta măririi. Slăvit să fie numele. Am pornit dimineața o întrebare și răspunsurile posibile la ea. Cu siguranță între cele două servicii dumneavoastră ați completat lista și m-aș bucura cineva din sală să mi-o dea cu următoarele 12 puncte, dar îl cred pe Doru, este medic, că după masă, nu mai repet povestea lui, o știți, așa că bănuiesc că nici unul dintre voi nu s-a gândit la ea, dar Dumnezeu știe. Aș vrea să continuăm după masa aceasta cu partea a doua. Ce nu am avea dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos? Aduceți-vă aminte de cele spuse dimineață: n-am avea pace cu Dumnezeu, n-am avea un nou legământ, un legământ mai bun prin care să ne apropiem de Dumnezeu, și astfel n-am avea intrare liberă în prezența unui Dumnezeu de trei ori sfânt. Dar atunci când noi călătorim pe pământ spre casă, se întâmplă să greșim, și dacă n-am avea un avocat la dreapta scaunului de domnie care să pledeze cauza noastră în fața completului de judecată, n-am avea iertare în fiecare zi, n-am avea un mare preot care trăi în pururea să mijlocească pentru noi și să desăvârșească mântuirea noastră. Și dați-mi voie să continui lista pas cu pas, spunându-vă: dacă n-ar fi fost o înviere, n-am avea dovada dumnezeirii Domnului Iisus. Dovada dumnezeirii Domnului Iisus. Scriptura ne spune că Dumnezeu s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de om, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dar noi n-am văzut dezbrăcarea, n-am fost acolo când îngerul acela puternic a strigat: cine este vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile? Noi am văzut doar nașterea în Betlehem, creșterea lui în casa templarului, botezul în Iordan și câțiva anișori de lucrare pe aici pe acolo. În rest, n-am văzut o răstignire, învierea n-a văzut-o nimeni. Și atunci întrebarea este: ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi Dumnezeu cu adevărat? Vă citesc câteva versete din Noul Testament, dintr-o altă traducere. O traducere care neagă dumnezeirea, divinitatea Domnului Iisus Hristos. De aceea am și tăiat peste textul respectiv, Ioan 1:1. Niciodată să nu-l citiți așa. Dar îl veți găsi, dragii mei, tradus în felul acesta. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era un Dumnezeu. Nu egal cu Tatăl, ci un alt Dumnezeu, da? Un alt Dumnezeu. Sau să mă duc la un alt text, Coloseni, capitolul 1, versetele 15 la 17. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate, și se adaugă de patru ori un cuvânt în textul acesta, toate celelalte lucruri. Adică El a fost primul lucru făcut de Dumnezeu, prima realitate creată de Dumnezeu, este și El parte din creație, nu este creatorul. Și atunci textul continuă așa: pentru că prin El au fost făcute toate celelalte lucruri, care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate celelalte au fost făcute prin El. El este mai înainte de toate celelalte lucruri și toate celelalte se țin prin El. Observați, este Coloseni, capitolul 1, am tăiat peste textul acesta pentru că neagă divinitatea, sau peste această traducere, neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos. Ce n-am avea dacă El n-ar fi Dumnezeu? În Ioan capitolul 10, Domnul Iisus face o afirmație pentru care a ajuns pe cruce. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în viac nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Până aici toate bune, dar ascultați versetul 30. Eu și Tatăl una suntem. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Era o blasfemie. Un om să rostească astfel de cuvinte: eu și Tatăl una suntem. Dar aș merge un pic mai departe, în camera de sus, în discuția dintre Domnul Iisus și ucenici.
Să nu vi se tulbure inima, spune Ioan în capitolul 14. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc. Știți și drumul într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște. Dar ascultați ce spune el în continuare. Și l-ați și văzut. L-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne-l pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl? Din spusele Domnului Iisus Hristos, nu există decât trei posibilități. Fie este Dumnezeu adevărat, fie este un șarlatan, un înșelător, fie este nebun, un lunatic. Nu știu o altă variantă. Din spusele Domnului Iisus, el fie este Dumnezeu adevărat, fie este un șarlatan, fie este un nebun. Și vreau să vă aduc aminte că sunt două capete de acuzare care l-au pus pe cruce. Unu, desfința sabatul sau strica sabatul. Doi, se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Care este dovada dumnezeirii lui? Din spusele lui Pavel, învierea din morți. În Romani, capitolul 1, primele trei versete, Pavel vine și spune, vorbește despre asta. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Evanghelia, vestea bună, privește pe Fiul, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. În ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Scriptura este plină de cântece, poate mai frumoase ca ale voastre, cu toate că foarte frumos ați cântat, dar mustește de odă celui înviat. Și aș vrea să vă citesc doar primul capitol din Evrei, o parte din el. Acolo este ceremonialul încoronării lui ca Dumnezeu, ca Domn, ca mare preot, ca împărat veșnic. El care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Iar versetul 5 continuă, căci căruia din îngeri i-a zis el vreodată, este vorba de Dumnezeu Tatăl, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Nu uitați, la dreapta Tatălui era cel întrupat și înălțat în slavă, în trup omenesc de slavă. Toți îngerii se uitau la el ca la felul trei, pentru că nu văzuseră așa ceva. Și Dumnezeu vede denumerirea lor și spune căruia din îngeri a zis el vreodată, după care se uită la cel înviat și înălțat, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut din morți, dacă aș completa cu cuvintele lui Pavel. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume, în lumea lui, pe cel întâi născut, zice îngerilor lui, Dumnezeu, toți îngerii să-i se închine. Și despre îngeri zice, din vânt face îngerii lui și dintr-o flacără de foc slujitorii lui. Pe când fiul lui i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci. Și toiagul tău de domnie este un toiac de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea, ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, cuvintele Tatălui, spuse despre Fiul, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău, te-a uns cu un delemn de bucurie mai pe sus de tovarășii tăi. Și iarăși, la început tu, Doamne,
Dumnezeu Tatăl vorbește cu Dumnezeu Fiul și ascultați ce spune despre Dumnezeu Fiul. La început Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești acela și anii Tăi nu se vor sfârși. Și căruia dintre îngeri a zis el vreodată, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrășmașii Tăi așternut al picioarelor Tale. Spuneți-mi, ați putea să mă opresc fără să continui citirea? Dați-mi voi să sar la sfârșitul cărții, a Bibliei noastre, în cartea Apocalipsa, capitolul 5. Apoi am văzut în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea, să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, spune Ioan, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschide cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat pentru că era pregătit pentru junghiere? Sau părea junghiat pentru că fusese junghiat și a fost înviat din morți și era la dreapta Tatălui în ceremonialul de întronare, de ungere lui, ca mare preot? Părea junghiat, avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii, cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului. Dar cine este mielul? Dragii mei, nimeni nu se închină decât lui Dumnezeu. Cele 4 făpturi vii, cea mai intimă realitate în jurul lui Dumnezeu, care ține scaunul lui Dumnezeu, ține de tronul lui Dumnezeu, cei 24 de bătrâni, sfetnicii lui, în problemele mântuirii, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur plină de tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești Tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod, de orice neam, și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat, spune exilatul din Patmos, și în prejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii am văzut gloata multor îngeri. Numărul lor era 10.000 de mii de ori 10.000. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, slava, cinstea și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri. Le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau amin și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ, s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Fără de faptul că bătrânul Ioan aiurează, bătut, torturat, băgat în smoală fierbinte, pe insula Patmos și nu mai știe exact ce spune. Dragii mei, astfel de cuvinte rare ori a rostit cineva. Dar ele au fost rostite despre Cel care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și dovada dumnezeirii Lui este tocmai învierea Lui din morți. Ce n-am avea dacă n-ar fi fost o înviere? Pe lângă faptul că n-am avea un Hristos Dumnezeu care să ne închinăm, nu un alt Dumnezeu, ci singurul Dumnezeu adevărat. Dragii mei, n-am avea Domn și Hristos în locurile cerești.
În ziua de Rusalii, când se ridică Petru împreună cu cei 12 apostoli și începe să propovăduiască din versetul 22, din capitolul 2, din Fapte, ascultați cuvintele, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele, lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după hotărârea și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea, de moarte. Și versetul 36 este proclamarea domniei lui, a mesianității lui. Să știe dar bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Știți ce n-am avea dacă n-am avea un Domn și un Hristos la dreapta măririi? N-am avea mântuire. Pentru că Romani, capitolul 9, versetele, capitolul 10, versetele 9 și 10 ne spun: dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Poate că țineți minte, în toate ocaziile în care noi avem botez aici, se deschid porțile, se rupe practic trupul acesta de pâine, se frânge, se deschid porțile și cei care intră în apa botezului trebuie să răspundă la o întrebare. Crezi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Răspunsul este da, cred. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi că este un Dumnezeu viu, că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Fără învierea Lui din morți, El nu este Domn. Fără ca El să fie Domn, nu există mântuire, pentru că am nevoie de El în fiecare moment al vieții mele să mijlocească pentru mine ca să mă poată mântui în chip desăvârșit. Ce n-am avea dacă n-ar fi fost o înviere a Domnului Iisus Hristos? N-am avea dovada dumnezeirii Lui. N-am avea un Domn și un Hristos la dreapta Tatălui prin care să avem mântuirea. Dar până atunci, dragii mei, n-am avea o cetate de scăpare în care să ne adăpostim de răzbunătorul sângelui. Dumnezeu a zis: plata păcatului este moartea. Și Pavel în Corinteni, capitolul 15, versetul 56, ne spune: boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. E vorba de legea lui Dumnezeu. Boldul, acul cuvenit al morții, este păcatul. Păcatul înfăptuim noi. Dar de aici, dragii mei, Dumnezeu face pentru Satana tot ce Satana dorește. Cu alte cuvinte, ne dă pe mâna lui în baza legii lui, pentru că El a zis: plata păcatului este moartea. Legea lui Dumnezeu dădea răzbunătorului sângelui puterea morții. Putea să mă omoare oricând și oriunde. Și dacă un om putea să facă treaba asta, diavolul este mult mai șiret. El dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. El este hoțul care nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Imaginați-vă în ce situație ne aflăm. Dumnezeu ne-a dat ca în Vechiul Testament doar o zi, doar astăzi. Dacă astăzi nu alergi în cetatea de scăpare, păcatul, după ce te-a înșelat, te înfășoară și te împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeul cel viu. Când Pavel scrie Efesenilor, rostește o rugăciune incredibilă. Și am să citesc doar partea de cerere din capitolul 1, începând cu versetul 17. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Dar priviți acum unde L-a pus Dumnezeu să șadă pe Hristosul înviat din morți. Mai pe sus de orice domnie, dacă domniile, stăpânirile, forțele întunericului sunt aici pe masa aceasta, Hristos a fost înviat din morți și a fost pus mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care poate fi numit, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor.
Iar în capitolul 2, începând cu versetul 6, el spune: El ne-a înviat împreună, împreună cu Hristos, și ne-a pus să ședem împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. Știți unde am fost așezați? Mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice dregătorie, orice putere, orice, mai pe sus. Cel care este în Hristos este la adăpost. Cel care este în Hristos poate trăi o viață biruitoare. Cel care este în Hristos nu trebuie să se teamă de atacurile întunericului, de forțele întunericului, nici pentru el, nici pentru casa lui. Dragii mei, un singur lucru trebuie să pricepem. Prin învierea lui, el a zdrobit capul șarpelui, a nimicit domniile și stăpânirile, le-a făcut deocară, ieșind biruitor asupra lor pe cruce. De aceea el, ca înviat, este deasupra, mai pe sus de. Și noi, înviați împreună cu el, suntem mai pe sus de. Noi am putea trăi o viață de biruință și putem să trăim o viață de biruință dacă suntem în Hristos. Un singur lucru ni se cere: să nu purtăm păcate nemărturisite în viața noastră. Păcatul ne scoate din Hristos, iertarea Lui ne aduce înapoi în El. El ne-a înviat și ne-a pus să ședem împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. A fi în Hristos înseamnă, da, a fi în lumea aceasta, cu mersul ei, cu Domnul Puterii Văzduhului, cu Duhul care lucrează acum în fiii neascultării, a fi în mijlocul furtunii, în mijlocul potopului, dar în corabia mântuitoare. Ce extraordinar har a fi în Hristos! Ce n-am avea dacă Hristos n-ar fi înviat din morți? Dragii mei, n-ar fi nădejdea revenirii Lui în slavă. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor, Petru rostește cuvinte care mie îmi blochează mintea. Știu că în capitolul 1 din Fapte, ucenicii l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul Iisus le comută atenția pe o altă împărăție: nu-i treaba voastră, să știți vremurile soroacele, pe acestea Tatăl a păstrat sub stăpânirea sa. Dar atunci când în capitolul 3 vindecă pe ologul de la Poarta Frumoasă și se adună mulțimea în jurul lui și începe să predice, le strigă fraților lor: pocăiți-vă, oameni buni, dacă noi ca neam ne pocăim, Dumnezeu îl trimite înapoi pe Domnul Iisus Hristos și aduce o vreme de înviorare peste noi. Din păcate, în capitolul 4, mai marii lui Israel resping definitiv pe Hristos și cortina cade peste istoria lui Israel până la sfârșitul vremurilor. Dacă n-a înviat Hristos, Maranata este o minciună. O doua înviere nu există. Dar dacă nu există o a doua revenire a lui Hristos, nu există mire ceresc. Noi nu suntem mireasă, suntem o mireasă înșelată. Sau o așa zisă mireasă. Dacă nu este mireasă, nu este nici nuntă. Și dacă nu este nuntă, nu este domnie împreună cu Hristos. Promisiunile Lui făcute bisericii din Laodicea sunt o minciună. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Domnul Iisus a promis ucenicilor săi: tot ce are Tatăl este al meu și tot ce este al meu voi împărți cu voi, mireasa mea. Toate acestea sunt cuvinte goale dacă Hristos n-a înviat. Ascultați ce spune autorul epistolei către evrei: în adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, dar cui? Mie, ție, nouă. Da, dar acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Noi ne-am vândut și bruma de moștenire pe care am primit-o să o administrăm, planeta aceasta, și am ajuns rob, dragii mei, celui care a devenit Dumnezeul veacului acestuia. Da, dar a venit unul ca noi să dea bătălia cu cel căruia am vândut noi moștenirea, să o recâștige, și acesta este întrupatul fiul al lui Dumnezeu. Și de aceea versetul 9 continuă: dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru că prin voia lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Observați, el a venit nu doar să câștige pentru sine o moștenire, ci să câștige pentru noi această moștenire. El să guste moartea pentru toți. Versetul 10:
Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Iar în Evrei, capitolul 9, versetele 27-28, citim un adevăr pentru fiecare dintre noi. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Vine judecata dacă există un Hristos înviat, un judecător și o dreaptă răsplătire. Altfel, să bem și să mâncăm. Mâine oricum vom muri și ne vor mânca viermii. Aici se termină viața noastră. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după care vine judecata. După cum lucrul acesta este adevărat, tot așa, și Hristos, după ce s-a dus o singură dată ca jertfă, jertfă pentru păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Dacă Hristos a înviat, El va veni pe nori să-și ia mireasa cu El. Și eu tare aș vrea să fiu parte din ea. Să fiu, dragii mei, între cei mântuiți, între cei care vor domni împreună cu El. Și autorul Evreilor, celor obidiți de persecuții și batjocuri și temnițe și răpirea verilor, le scrie în versetele 37 la 39 din capitolul 10, încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește nicio plăcere în el. 10 fecioare l-au așteptat pe mire. 5 erau înțelepte, 5 erau nebune. Toate l-așteptau pe mire. Toate făceau parte dintr-o biserică, dintr-un popor al lui Dumnezeu. 5 au intrat la nuntă. 5 au rămas afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Apocalipsa, capitolul 19, versetul 6. Și am auzit un glas de gloată multă ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Haleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ce n-am avea dacă Hristos n-ar fi înviat? Am văzut, n-am avea dovada a dumnezeirii Lui, n-am avea Domn și Hristos în locurile cerești, n-am avea cetate de scăpare în alergarea noastră și lupta noastră cu forțele întunericului. N-ar exista a doua venire a Lui Hristos, n-ar exista mire ceresc și nuntă, n-ar exista domnia noastră împreună cu El. Și știți de ce? Dacă Hristos n-a înviat, nici noi nu vom învia. Dacă Hristos n-a înviat, noi suntem încă în păcatele noastre, certați cu Dumnezeu, n-avem nimic din ceea ce învierea ne-ar fi adus, dacă ar fi fost adevărată. Așa cum mulți doresc să spună că învierea este o simplă minciună a ucenicilor care au furat trupul și care și-au dat viața să nu divulge secretul acesta și ne-au lăsat o istorie în care nădejdile înșelătoare nu se mai termină. Ascultați-l pe Pavel, scriind Corintenilor, în care filozofiile viacului respectiv au făcut aceleași ravagii ca și în zilele noastre. Dragii mei, și atunci mintea, gândirea Atenei și atenienilor și a corintenilor nu puteau crede în minuni, într-un Dumnezeu care înviază morții. Când Pavel a vorbit despre înviere în Areopag, au dat reclame și l-au scos afară, dragii mei. L-au scos afară din Areopag. Despre asta te vom asculta altă dată. Ieși afară. Venind pe drum, regele Cioabă a fost sunat, pentru că și ei sărbătoresc Paștele și au fost întrebat: ce sărbătoriți de Paște? Fără jen a zis: învierea Domnului nostru Iisus Hristos,
Cântăm, ne rugăm și îl proslăvim pe cel înviat. Slăvit să fie Domnul! Și Pavel spune corintenilor, dacă se propovăduiește Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat, observați? El s-a făcut una cu noi, într-un trup ca al nostru, pentru ca noi să putem fi una cu El, într-o înviere ca Lui și într-un trup de slavă ca Lui. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și osteneala voastră și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca și niște martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă mărturisim că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au murit în Domnul Iisus Hristos sunt pierduți. Când a murit mama, am pus o poză aici sus și am spus tuturor, nobociți, e nuntă, nu-i mormântare. Știți de ce am zis că e nuntă? Pentru că eu cred că ea știe unde s-a dus. Ea știe de ce ultimul ei sfat a fost să nu ne lăsăm de cel înviat, pentru că învierea lui se va lua pe noi. Dar dacă n-a înviat Hristos și cei ce au adormit sunt oaleșiul cele, sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Ce n-am avea dacă n-ar fi fost o înviere a Domnului Iisus Hristos? Dați-mi voie să trec prin listă și să vă las, dacă n-ați făcut-o între cele două servicii, să o faceți în seara aceasta, în zilele care urmează, pentru că e mare lucru să călătorești prin viață cu convingerea acestor extraordinare binecuvântări pe care le-a dus învierea lui Hristos. Dacă Hristos n-a înviat, n-am avea pace cu Dumnezeu, n-am avea un legământ mai bun, care să ne dea o intrare în prezența unui Dumnezeu de treos sfânt. N-am avea în cerul avocat și mijlocitor care să pledeze cauza noastră și să ne desăvârșească astfel mântuirea. N-am avea dovada dumnezeirii Domnului Iisus. N-am avea Domn și Hristos în locurile cerești. Iar aici pe pământ n-am avea cetate de scăpare și am fi la cheremul și la mușcătura șarpelui, dragii mei. N-am avea nădejdea revenirii Lui. N-am avea nădejdea învierii noastre. N-ar fi mire ceresc și nuntă și n-ar fi domnie împreună cu Hristos. Dar acum, Hristos a înviat. Amin.